Bună, dragi elevi! Lecția de azi se numește Interfața unui sistem de operare. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Înainte de a începe prezentarea interfeței, să discutăm despre ce înseamnă, ce reprezintă un sistem de operare și am pregătit pentru voi și câteva exemple. Un sistem de operare este, în primul rând, un pachet de programe. El administrează și controlează componentele hardware și software și asigură o interfață prietenoasă de comunicare între calculator și utilizator. Ca exemplu, am pregătit sistemul de operare Windows, produs de Microsoft, sistemul de operare macOS, produs de compania Apple, sistemul de operare Unix, este o interfață bazată pe text și sistemul de operare Linux folosit tot mai mult astăzi pentru servere. Să nu uităm că telefoanele pe care le utilizați conțin și ele sisteme de operare. Am aici trei exemple de sisteme de operare pentru telefoane mobile și anume sistemul de operare Android, produs de compania Google, sistemul de operare iOS, produs de compania Apple și sistemul de operare Windows Phone, produs de compania Microsoft. Odată pornit calculatorul, controlul acestuia este preluat de microprocesor și funcționează asemenea unui angrenaj sofisticat, dar foarte bine pus la punct, timp în care sistemul de operare asigură interfața cu utilizatorul, gestionează toate fișierele, gestionează toate perifericele, gestionează memoria și procesele, tratează erorile și gestionează sistemul în totalitate. În continuare, vă invit să urmăriți un film care prezintă interfața sistemului de operare Windows. Încep acum prezentarea spațiului de lucru al sistemului de operare Windows, numit și desktop. Acesta apare după încărcarea sistemului de operare și este format dintr-un background, un fundal și întreaga suprafață pe care regăsim restul elementelor grafice, cum ar fi pictogramele, imagini mici asociate unor aplicații sau fișiere sau resurse hardware instalate pe calculator. În partea de jos a ecranului descoperim bara de activități. Pe această bară de activități, în stânga, avem butonul Start. Acesta permite deschiderea meniului Start împărțit în două coloane. În coloana din dreapta sus găsim denumirea contului utilizatorului curent și o pictogramă asociată acestuia, precum și scurtături spre obiecte predefinite. În coloana din stânga avem o listă a celor mai utilizate aplicații, precum și opțiunea All Programs, care conține lista tuturor aplicațiilor instalate pe calculator. În partea de jos a coloanei din dreapta găsim butonul Shutdown, care conține câteva opțiuni. Prima opțiune este schimbarea utilizatorului. A doua opțiune, Log Off, reprezintă ieșirea din contul utilizatorului curent. Opțiunea Restart este de fapt o repornire a calculatorului. Opțiunea Sleep o utilizăm atunci când părăsim pentru scurt timp calculatorul pentru a nu consuma foarte multă energie, iar când revenim, toate aplicațiile le reluăm acolo de unde am rămas. Opțiunea Hibernare o utilizăm atunci când părăsim calculatorul pentru o mai lungă perioadă de timp și ea consumă foarte puțină energie. Și revenirea este identică de acolo de unde am rămas, ca și în cazul opțiunii Sleep. Tot bara de aplicații conține această bară de
lansare rapidă, ce conține scurtături, spre aplicații utilizate cel mai frecvent, pe care, bineînțeles, că noi o configurăm ca utilizatori. În partea din dreapta a barei de aplicații, găsim ora și data, câteva pictograme pentru aplicații ce lucrează în fundal. Avem aici starea volumului, starea conexiunii la internet, nivelul la baterie. Avem un buton care deschide o listă de unde putem configura această zonă de notificare. Putem alege mai multe aplicații pe care să le regăsim în această zonă. Dacă traducem numele sistemului de operare Windows, obținem cuvântul ferestre. Acestea sunt zone de lucru ce apar la deschiderea unui program sau unei aplicații. Sistemul de operare Windows poate lucra cu mai multe aplicații deschise în același timp, însă numai una poate fi activă. Există mai multe tipuri de ferestre. Începem cu ferestrele de program. Sunt cele în care rulează programul sau aplicația. Pentru a descrie elementele acestei ferestre, am ales pentru voi aplicația WordPad. Din butonul Start, dacă nu regăsim în lista aplicațiilor recent utilizate, scriem numele ei, WordPad, și am ajuns la aplicația WordPad. Eu am să deschid pentru voi un document creat anterior. Observați că am mai multe ferestre, dar activ o voi lăsa pe aceasta. Începem cu ce conține fereastra. Primul element este bara de titlu. Acesta conține numele aplicației asociate, butoane de minimizare, maximizare, mărește fereastra cât tot ecranul, sau restaurare, readuce fereastra la dimensiunea anterioară, precum și buton de închidere. Îl voi închide și îl voi redeschide ulterior. Un alt element reprezintă bara de meniuri pe care o regăsim sus, în partea de sus a ecranului, sub bara de titlu, despre care vorbeam anterior, avem și bara de butoane. Aceasta conține butoane pentru cele mai utilizate operații, dar o putem configura, putem elimina sau putem adăuga tot felul de butoane din lista asociată. În partea de jos a ecranului regăsim bara de stare. Aici avem afișate informații despre operațiile pe care le executăm, despre obiectele din fereastră. Spre exemplu, documentul conține o singură pagină, 0 cuvinte, iar limba setată pentru corectura gramaticală este limba română, dar o putem modifica oricând din această fereastră. În dreapta găsim bara de derulare care ne ajută să vizualizăm documentul în totalitate. Avem tot în partea de sus zona de panglică, care conține butoane și opțiuni pentru fiecare meniu în parte. Discutăm acum despre ferestrele de navigare, de explorare, ce permit vizualizarea conținutului și navigarea printre resursele proprii ale calculatorului. Ca exemple putem da Windows Explorer sau My Computer.
am ales pentru voi astăzi My Computer. Pentru a deschide această fereastră, utilizăm butonul Start și opțiunea Computer, pe care o găsim în partea dreaptă a meniului Start, sau, dacă avem pictogramă pe desktop, click dublu pe pictogramă. Și am deschis fereastra Computer. Observăm că avem pictogramele pentru cele trei partiții ale hard discului, discul C, discul D și discul K. Mai avem pictogramă pentru o unitate de memorie externă, stick USB, și o pictogramă pentru unitatea de citire-scriere pentru DVD-uri și CD-uri. În stânga putem accesa foarte ușor desktop-ul sau folderul care conține ultimele fișiere descărcate de pe internet. Mai avem zona de bibliotecă. Biblioteca este o colecție virtuală de foldere folosite pentru a gestiona și organiza fișierele și folderele într-un mod eficient. Aici putem salva toate documentele, fișierele audio, fișierele imagini și fișierele video. De asemenea, obținem și zona de network, în care găsim dacă avem instalată imprimanta instalată. Putem merge să vizualizăm fișierele de pe partițiile despre care discutam mai devreme, partiția C, partiția D, stick-ul. Ne putem întoarce la desktop sau putem închide efectiv fereastra aceasta de navigare și de explorare. Ferestrele de dialog permit utilizatorului să furnizeze informații despre modul de realizare a unei acțiuni prin selectarea sau specificarea unor opțiuni introduse în obiecte de control specifice. Am ales pentru voi, ca exemplu, fereastra de proprietăți a mouse-ului. În această fereastră de dialog avem butoanele de comandă, OK, Cancel și Apply. Avem butoanele radio pentru utilizatorii care scriu cu mâna dreaptă sau cu mâna stângă. În cazul în care acționați un astfel de buton, să știți că vă permite alegerea unei singuri opțiuni. După ce ați ales opțiunea, trebuie să executați click pe butonul de comandă Apply. Mai avem aici o casetă de tip checkbox. Clifarea căsuței reprezintă selectarea opțiunii respective. Un cursor de control, de data aceasta, pentru a stabili viteza de reacție a mouse-ului. Trebuie să știți că orice modificări pe care le aduceți în această fereastră de dialog, prin acționarea butonului Apply, chiar se vor avea repercusiuni asupra modului de utilizare a mouse-ului, așa că vă recomand atenție. La final, vă mulțumesc că ați urmărit această prezentare și vă aștept la următoarea lecție, în care vă voi învăța să organizați corect informația pe calculatorul vostru. Succes până atunci!